Proiectul Descoperim Sălajul și Patrimoniul Mondial UNESCO și-a premiat câștigătorii. Elevii care au realizat cele mai frumoase fotografii cu ocazia unei excursii organizate luna trecută la 10 obiective turistice din județ au fost recompensați pentru lucrările lor. Proiectul a fost inițiat de profesorii de la mai multe școli și licee din județ. Premierea a avut loc în cadrul unei expoziții organizate în sala festivă a Colegiului API. Proiectul educațional Descoperim Sălajul și Patrimoniul Mondial UNESCO, pe care școala noastră l-a inițiat și coordonat alături de școlile partenere, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou și Liceul Tehnologic Cere Goga Crasna, a ajuns, spune noi, la punctul culminant. Aveți în față o expoziție inedită de 258 de fotografii realizate de către 29 de elevi de la aceste școli, la 10 obiective cultural-istorice, etnografice din județul Sălaj. Din cele 258 de fotografii au fost selectate cele mai reușite. Revista National Geographic a premiat cele mai interesante descrieri ale fotografiilor. În ordine strict alfabetică ca la școală. Abrudan Alina, Liceu Tehnologic Octavian Goga Jibou. Alte lista colegului de lista statului patrii la Ian Salău. Boda Patrii, Liceu Tehnologic Cere Goga Crasna. Boda Timea, Liceul Tehnologic Cere Goga Crasna. Borzan Camelia, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou. Bora Coțana Maria, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou. Coste Tania, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou. Dărăvan Gabriela, Liceul Tehnologic Cere Goga Crasna. Drăjan Cătălin, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău. Dimeni Ionatan, Liceul Tehnologic Cere Goga Crasna. Doma Diana, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Erdei Antoniu, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău. Farca Ruben, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Flopta Roxana, Liceul Tehnologic Cere Goga Crasna. Flore Alex, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău. Iorco Iulia, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău. Labo Diana, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Maria Cristina, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou. Noji Ioana, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou. Onuțe Denisa, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Pop Lorena, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Pop Telecan Ionuț, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Sila Viangelo, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău. Șortan Bogdan, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Tătar Cătălin, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Torma Georgeta, Liceul Tehnologic Cere Goga Crasna. Tripon Daniela, Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou. Tripon Marian, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Laian Zalău. Și nu în ultimul rând, Stoica Școlin, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăre Zalău. Directorul Grădinii Botanice din Jibou, Cosmin Sicora, a premiat elevii care au surprins cele mai frumoase imagini din interiorul obiectivului turistic. Premiul întâi, deci, este... Haideți să începem cu premiul 3, că așa e mai interesant. Premiul 3 este Tripon Marian. Foarte interesant, Grădina Botanică, tipică geo. Cu bade, vreau să avem pe undeva. Premiul 2. Premiul 2 este pentru Alp Denisa. E foarte interesant la aselelor mare, chiar mi-a plăcut. Sila Viangelo. O scrie mai înnechită, dar care a plăcut foarte mult ce vorbim lumea virtuală și felicitări tuturor celor trei. Starețul Mănăstirii Strâmba, Părintele Oțelea Grigenții, a premiat cea mai spirituală fotografie în care apare Mănăstirea Strâmba. Se pare că nu dau întâmplător și la acest elev, Tripon Maria. Până când ajunge el în Egipt sau în Israel,
Eu să-i dau un pic de material ca să se pregătească. Atât sufletește, mă bucur, că ochelarii nu fac la ochelari, dar ești obligat să fii dumneata. După ce am văzut că mi-ai luat și altul premiu, mi-am dat seama că, iată, deja nu ești primul, nu ești al doilea, nu ești al treilea, se pare că acum ești primul. Care vii în Israel dintre ei, dar care s-ar putea să le povestești tot dumneata, tot ceea ce o să vezi acum și m-aș bucura dacă ți-ai luat și aparatul de fotografie. Consiliul Județean a premiat la rândul său cea mai reușită fotografie făcută la castrul roman de la Moigrad. Poptele Can, Ionuț Apu. Tehnica este una specială și pentru că alegerea este totdeauna un element subiectiv, dați-mi voie să mă opresc aici. Să-i spun doar lui Dănuț că premiul este Ionuț, iartă-mă, suficient pentru un aparat de fotografiat performant, iar dacă l-ai, pentru cele care mai sunt necesare ca să te perfecționezi în alta fotografică. 2000. Coordonatorul proiectului, Mirel Matiaș, spune că pe viitor vor fi promovate la nivel național și alte obiective turistice din Sălaj.